Ne puteți spune câteva cuvinte acum? De ce? Păi Adineu a spus că ne... Mergeți la conducerea unității și vă spuneți. A fost schimbat directorul? Nu puteam să vă spunem absolut. De ce? A fost schimbat din motive politice? Poftiți-vă. Păi că a spus niciun motiv. Este adevărat că n-a fost niciun motiv pentru care l-ați schimbat? În urma ședinței de astăzi a Consiliului Profesoral, directorul școlii a fost eliberat din funcție după aproape un an și trei luni de când ocupa această funcție. În locul Marianei David, inspectoratul școlar județean a numit-o în funcția de director al Școlii Generale din Gostinu pe Sândica Apostol, despre care oamenii din sat spun că va candida și la funcția de primar la alegerile din 10 iunie. Cum e nou director în funcție? Nu am cum să știu cum este să fii director, însă sunt convinsă că voi imprima altă față și alt ritm școlii. Ce îi lipsește școlii acum? Sunt un om cu multă activitate în ceea ce privește în special proiectele educaționale extracurriculare. Lumea din sat vorbește că urmează să candidați pentru funcția de primar acum la alegerile din iunie, este adevărat? Da, este posibil să fac acest lucru, nu este încă o certitudine, însă de ce nu? Ca și în precedentele schimbări de director de școli din județul Giurgiu, nici fostul manager al unității din Gostinu nu a primit explicații din partea inspectoratului școlar județean. Spuneți-mi, vă rog, când ați aflat că veți fi schimbată din funcție? În cursul zilei de astăzi. Când anume, la ce oră? În jurul orelor 10. Reprezentanții inspectoratului școlar județean v-au reproșat ceva pentru activitatea depusă în trecut aici, la școală? Nu. Și acum ce veți face? Veți rămâne în școală? Da, rămân, sunt profesor titular pe Catedra de Român. Am revenit la postul pe care l-am avut și înainte și asta e, o merge mai departe. Inspectorii desemnații de ISJ să ia parte la ședința Consiliului Profesoral au refuzat orice comentariu pe această temă. Am inspector, niciun cuvânt? Nu aveți nimic să ne declarați? Nu. Nu a fost o ședință politică? Numările acestea de directori nu sunt politice în viziunea dumneavoastră? Nu v-a dat domnul Burbui voie să vorbiți? Avem purtături de cuvânt, veniți la inspector, așa vă spun. Consider că această numire, această schimbare din funcția fostului director cu actualul director, doamna Apostol Sândica, este ilegală și imorală. Este ilegală pentru că nu s-a ținut cont de părerea Consiliului de Administrație din localitatea Gostinu, nu s-a ținut nici pe departe cont de părerea și doleanțele autorității locale, a Consiliului Local sau a primarului comunei,